Sunt în culinii, în live, bună dimineața! Bună dimineața! Vrea să se facă bucureștean care o zi. Aia povesteam, tocmai povesteam cu băieții că am fost la București. Ce prețuri mici are la București, la case? E grele, e grele. 100.000 de euro, să fie bine. Da, 100.000 nu găsești nimic. Dezastru. Dezastru, dezastru. Da. Dar? Ce rochițe avem astăzi? Casual. Mergem astăzi pe o colecție casual, o colecție de zi, semnată Fofi și începem, bineînțeles, cu a noastră. Tabita, spune-ne de unde e asta. De la Fofi? De la Fofi. Fofi. De la Fofi, dragă. De ce? Cum o prezentat? Tabita. Tabita. Da. Da, bine. Se mai întâmplă. Mai greșesc. E greu să se uită pe eticheta. Da, este o rochiță semnată Fofi, colecția nouă Fofi. Ei sunt specializați pe aceste ținute office. Arată deosebit, un material răcoros, pot să spun așa, că deja nu vreți să știți cât de cald a fost în București. Vai, îngrozitor. Și am înțeles că și la noi deja a fost foarte cald și perfect. Pe un croi ușor gogoșar în partea de jos. Gogoșar. Filmează pe Tabita gogoșar. Da. Cu acest buzunarele pe lateral, bineînțeles, care dă lejeritate și ne putem mișca foarte simplu în ea. Având în vedere acest croi de care spuneam, este foarte ușor de purtat și foarte lejeră, ideală pentru job, pentru seriile de ieșit cu prietenii la o terasă, vin timpul teraselor și este perfect. Chiar mi-era dor de ieșit afară. Ideală, cum spuneam, pentru orice job, inclusiv în bancă, că știm că acolo trebuie și să fim... Și știi cum îi zice la modelul ăsta, Lili? Ia. Modelul TVR 1970, dacă mai ții tu bine minte, când nu era program, se vedea Mira. Acum nu mai este, dar pe vremuri, vremuri când erai, aveai televizor al negru, până începea programul erau așa niște linii din astea așa. Și și făcea un zunet. Exact. La culcare toată lumea. Închiderea. Îți mulțumim mult de tot. Tabita, du-te și te schimbă. Mai are o ținută. Așa. Continuăm cu o rochiță ușor baby doll, la fel, dar o rochiță de zi cu o lungime deasupra genunchiului. O lungime considerabilă. Da, având în vedere că este un baby doll sau am putea spune că este chiar în cloș această lărgime în partea de jos. La fel, dintr-un bumbăcel de data aceasta, o combinație, se poartă foarte mult galbenul, de altfel, da. Cu acest model, să zic, cu buline, arată foarte bine. Foarte bine. Da, este foarte, foarte chic. Este foarte ușor și ea de asortat și de purtat în aceste zile călduroase de vară, cu un decolteu față-spate și acest, la fel cum ai spus, anii 70, de acolo vine acest stil. Având în vedere acest decolteu super care are la spate, merge inclusiv purtată seara la un restaurant. La terasă. Da, bine. La deci Bianca la terasă, de seara o să poartă, rog. Rochița este foarte șică, cum spuneam, se poate purta atât cu pantofi înalți și atunci se transformă într-o ținută ușor elegantă. Ușor elegantă. Elegantă. Am reținut de această remarcă. Da. Ușor elegantă. Ușor elegantă. Da, e bună asta cu... Dați-mi o cafea. Lasă că e ușor acum, nu trebuie să... Și stau, bineînțeles, cu o pereche de balerini și atunci este o ținută de zi foarte... De toată foarte, ziua, perfect. Da, foarte, foarte, ok. Mulțumim frumos. Continuăm la fel cu o ținută semnată Fofi. Toate ținutele astăzi sunt Fofi. O combinație de data aceasta, o fustiță în cloș sau gogoșar. Gogoșarul, de fapt, are o altă croială, este un pic mai umflat și strâns în umflat, partea de jos. Gogoșarul e mai, da, mai efectiv, mult oțet, da. Asta e așa mai ușor. Asta e marinat. Bine. O fustiță perfectă pentru zi. O poți combina, în acest caz este combinată cu o bluziță pe aceeași nuanță. La Lilia aș fi putut bănui că bluzița poate fi lipită, că ne-ai adus tu din asta și ziceam, uite ce bluziță, zicea, nu-i bluziță, e de acolo. E body. Da. Nu, da, asta e o bluziță, deci, dar bineînțeles se poartă body-urile foarte mult, pentru că dă acea siguranță că nu ți iese afară din... În spate. Da, și te poți apleca, poți să lucrezi foarte simplu, nicio problemă, mai ales la servici când ești. Cum spunea, o ținută foarte trendy, de zi, compusă din această fustă brocardă cu o combinație alb-blămaren.
la fel asortată cu o bluziță, se vând împreună aceste două și au un preț foarte accesibil, 69 bluzița și fusta 119, cam deci acolo. Deci perfect, la pachet. La pachet, da, este o ținută completă care o poți asorta atât dimineața cu o pereche de balerini sau seara, bineînțeles, cu o pereche de pantofi înalți și automat ai o ținută elegantă. Elegantă, perfect. Mulțumim. Aici. Și întreabă cum a fost în Grecia. Deci, te rog. Ai fost la Grecia? Da. Dar spune de ce a fost în Grecia. Și în Grecia ce au zis? Că te-ai dus la ei. S-au bucurat? S-au bucurat că am dansat. Ai dansat la Grecia? Da, aia vreau să zic. Întrebați-o de ce a fost la Grecia. Ce ai dansat la Grecia? A fost concurs. Da, a fost un festival, de fapt. No, te rog să ne danse și noi. Tematic. Hai, eu zic că grecii numai cu sirtachii. Aia mai spar ceva farfurii sau nu? Păcat. Ia să vedem pe fața asta, despre ce e așa înaltă. Despre ce e așa înaltă. Bă, dar auzi-ne, trebuie să mai mărim aici studioul, că nu... Iar am zis la București, n-am văzut așa fată frumoasă ca și ea, sincer. Deci am și zis Mirii când pleacă la București. Uite pe Bianca Drăgușanu. Bianca Drăgușanu. Zici ce ține de Bianca. Va avea o concurentă mare de tot. Cum spuneam, o rochiță fofi, o rochiță colorată, perfectă pentru zilele de vară, o rochiță dintr-un material bumbac elastic, foarte ușor de întreținut și foarte ușor de asortat, având în vedere că are acest curcubeu de culori foarte moderne, se poartă foarte mult aceste nuanțe de culori pe care le are rochița. Arată deosebit, având în vedere că este o rochiță ce urmează linia corpului, cu o ușoară mânecuță, un decolteu mic, ideală pentru job, deci, ideală pentru zi. Uitați-vă la Miri cât e de frumoasă, nu-i mai trebuie operație decât, cum îl cheamă, la doctorul Bratul una și pe aia liniște. Nu se mai poartă acum. Ba, da, pentru că trebuie, dacă ajunge la televiziune, acolo trebuie să poarte. Așa este. 3000 de euro e subțire, nicio problemă, se rezolvă. Aia îmi pune gratis că păi, o să facă reclamă, bineînțeles. De reclamă. O să zic că, domnule, știți soția celebre? Da, sunt eu, adică după ce nu am venit. Nu e vorba de soție, o să fie Miri și o să fie cineva, eu garantez pentru asta. Da, mă, că o să strige lumea la început Bianca. Da, nu o să strige nimeni în Bianca, nu are nicio treabă cu Bianca. De nu are, nu, să nu înțelegi din punct de vedere. Nu, bineînțeles, știu ce vreau să zic, dar aia e mai frumos. Aia, în orice caz. Sincer, nu vreau să fac complimente de dimineață. Să continuăm pe rochiță, o rochiță care este perfectă de purtat atât dimineața cu o pereche de balerini, de ce nu, și seara, bineînțeles, în această combinație superbă, i-a ales o pereche de pantofi nude, se potrivește, bineînțeles, categoric. Felica, dacă vine, dacă mă duci pe Miri să prezinte rochița, jur că nu mă concentrez pe rochiță deloc. N-am niciun fel de focus. Păi ieri când am venit la probă, îmi ziceau fetele, cu ce să îmbrăcăm pe Miri? Cu orice! Aduce-te doar, aduce-te, da. Aduce-te! Cu orice, vezi? Ce să mai spun? Nu spune nimic. Fără cuvinte. Fără cuvinte. O rochiță foarte, foarte chic, un preț accesibil este sub 200 de lei. Foarte ușor și de spălat, având în vedere că merge foarte ușor și la mașină. Deci eu pot să spun că e un outfit ideal pentru aceste zile minunate de vară. Miri, vine aici lângă Lilica. Miri, da. Așa, dragă. Continuăm cu o ținută de zi, o ținută la fel semnată fofi, cum spuneam, compusă dintr-o fustiță colorată, se poartă foarte mult, cum spuneam, coloratul. Cu această bluziță o avea și ea înainte, această bluziță aceeași și merge foarte bine și cu alt tip de fustă, bineînțeles că o poți purta și la blugi și la orice altceva. Dar unde vin la set sau... Vin la set, da. La set. Da, vin perfect. La set. La fel foarte accesibilă ca și preț, foarte ușor de și întreținut. Și am văzut că se poartă bocconci ăștia. Se poartă, da, se poartă. Ia dă-mă pe bocconci ei. Îs chiar sandalele cu... Așa... De mare. Da, cu talpă. Nu, dar de talpă, ziceam, da. Așa, de talpă. Da, se purta și anul trecut și acum 2 ani, deci... Așa ceva foarte trendy. Sunt foarte comozi, în primul rând. Da? Da, sunt foarte comozi și chiar îi recomand la toate domnișoarele. Bravo. Și mai ales se pot purta și dimineața și seara, având în vedere că au această talpă închisă, plină.
O combinație, cum spuneam, foarte chic, foarte ușor de asortat, foarte ușor de întreținut. O recomand tuturor domnișoarelor care nu știu pe ce să pună mâna dimineața când pleacă la școală, la serviciu, da, imediat. Este ideală pentru aceste zile minunate. Colorată de vară, perfect. Exact. La revedere, drum bun, ești veriga slabă. Mulțumesc, mai încoace. Hai pe partea asta, la altă. Păi, dar unde o băgăm pe fata? În cafe? În cafe, cum? De aceeași înălțime. A, să le pui acolo, cu da. E prea mic. În cafe? Scuzați. De data aceasta, un costum care mie îmi place foarte mult, compus la fel, vin de piesurile, dintr-o fustă alb cu un model floral negru. Deci că, zici că e tatuaj. Da, este foarte frumos. Cum e gravata? Da, da, este ușor, 3D se numește materialul, este asta ușor îngălit, dar ca și când ar fi o catifea aplicată. Uh-huh. Foarte frumoasă, cu această bluză foarte chic pe plumb în partea de sus. Pe plumb, corect. Da, ele vin împreună, se vând set, este un costumaj, dar bineînțeles tu le poți purta și separat, deci fustița o poți purta cu o cămașă albă sau chiar colorată. Și într-o parte să vedem partea pe plumb. Așa. Să vedem și foarte imprime o flagă să da, facem da, zon pe imprime. Așa. Peplumul este vezi? Acest vezi, scoate peplumul volan în evidență. Superb, pe dreapta. Care pune în evidență talia și formele corpului. Perfect. Bineînțeles. Materialele sunt elastice, foarte ușor de întreținut, acestea nu trebuie călcate, bineînțeles doar spălate la mașină fără probleme. Foarte minerată. Având în vedere că cromatica este foarte simplă, le poți asorta, bineînțeles, la tot ce dorești tu, inclusiv bluza merge pe pantalon scurs de bluș, de ce nu, se poartă foarte mult, deci chiar dacă bluza este elegantă, poate să meargă cu o pereche de pantaloni casual, clasic. Bianca, poți să rămâi aici lângă Miri, ca să da, nu ne înghesuim aici în colț, să zic că la colțul groazei ne-am strâns toți aici. Avem 3 măsuri la Fofi, deci inclusiv L-ul și Doamne ajută. Da. Pe atmosfer suntem doar 36 de 38 și aici mai una în plus. Da. Materialele fiind elastice se întind, deci merg chiar până la 42, depinde cum sunt lucrate. Așteptăm doamnele, domnișoarele să le încerce măcar să își dea o idee cât de drăguțe îmbrăcate Fofi, de ce nu. Mulțumim frumos și avem și salvamoarul ultima astăzi. Pe da, se poartă stil, așa. Da, da, se poartă da, foarte da, mult, da, același culoi de rochiță. Tot gogoșar, da. Tot gogoșar. Da, e foarte... În buzunare, da. Bagă fumă la buzunar. Scoate banii. A băgat-o, mă. Deci scuzați. Se poartă foarte mult acest model marinar. Marinarul. Da, în fiecare vară apar, în fiecare colecție din marii creatori de modă ies cu aceste... Anul ăsta poate fi dedicată lui Mazăre, dar nu are nicio legătură. O rochiță foarte chică, foarte ușor de asortat, la fel, cu o pereche de balerini, este o rochiță ideală de zi, cu o pereche de sandale, glamour, aurii, argintii, o transform într-o ținută de club, de ce nu, sau de ieșit seara cu prietenii. La fel, materiale foarte bune, foarte moi, aceste, ușoare. Da, și foarte răcoroase pe acest anotim, să zic cu așa. Climă. E cu climă. E roche cu climă. Da. Care dintre voi are o mânuță norocoasă? Nu, mă, tu dai mânuța. Eu? Da, că ești acolo și știi să nu bulversezi calculatorul, să iese altceva. Am înțeles. Deci, avem un program randomize.org. Te rog să îl pui pe ecran, să vadă lumea să nu zică... Da, nu se vede foarte exact. De ce nu? Da, asta e programul. Da? Se vede, au fost numele, nu se 4360 de vizualizări, înscriși câți? Da, poți să scoți că nu se vede extraordinar, dar o să... Înscriși câți? 105, parcă. 105 înscriși. Și acum mai dă colegul un randomize. Și luăm linia de sus. Primul, da? Primul care apare. Exact. Dar mai mult la sigur că ascultătorii știu despre ce e vorba, ei au mai văzut concursul ăsta, locul noi am mai făcut concursul. Anca Bejan. Anca Bejan. Felicitări, Anca! De unde fie Anca Bejan, o vedea. O găsim, sigur, în like o să o căutăm, da? Și o să primească imediat mesaj de la noi. Cine era pe locul 2, colegul? Pușa Stan. Hai, ce a scăpat. Nu-i nimic, mai organizăm concursuri, da. Și le așteptăm pe domnișoare. Domnul Ștefan, repede pe 14. Pe 14, destul de aproape, dar totuși. Da. Da. Deci, Anca, cum o cheamă? Bejan. Anca Bejan. Perfect. Anca Bejan, te felicităm, ai câștigat
bluzița albastră. Da. Mă bucur și sper să-ți placă foarte mult. Și să o poți să-mi ia caută pe Facebook să vedem de prin ce zonă este. O căutăm, oricum de, va primi mesaj de la noi, va, nu, la voi, la aici trebuie, da, să vină, o să, nu? O să, păi nu, o să rezolvăm problema. Că ar putea să fie dintr-o localitate circum... Nu știu, să vedem, că eu pe cine am găsit prima mea camera, este dacă redactorul nu. Șef de la Click. Bine, mulțumim tare mult, da. Ne vedem luni dimineața la 8.30. O să căutăm pe Anca Bejan, o să fie postată pe pagina noastră de Facebook, exact. Cea mai bună dimineață, cu toate datele referitoare la cum poți intra în posesia premiului.